La sede, noi ne uităm pe proceduri contravenționale. 292. Dacă luăm 292 de procese verbale, împărțând la contingentul dumneavoastră poliției municipale, ies 3 procese verbale pe lună. 3 procese verbale, domn Șargon. Ai și în serios. Dacă 3 procese verbale, dacă noi, în orășelul Strășeni, mergând pe drum, ne întâlnim pe toate străzile, gunoi, în stradă, și noi 3 procese verbale pe lună. Mă scuzați, eu... 292 și împărțăm la 9, ca ne ies mai mult. Eu vorbesc în parte 292 la an și trebuie să înțelegeți. Eu colect am făcut. De atât eu vă spun, înțelegeți. Aici o lepsică îți dat în jos. Vreau să vine poliția, spune la port acolo ea, la unde a pus la azi. La botcalul. La botcalul. La acolo mașină. Acolo se oprește și gata. Și sub semne o grămadă de mașini, într-adevăr, nici nu poți merge pe trotuar. Așa. Vreau să vă înseamnă că cine trebuie să conducă cu... Dacă ei sunt dumneavoastră, ei se detașați. Dar conduceți înseamnă că duc cu dumneavoastră. Nota informativă, domnul Șerbov, nu-i normal. Ia că eu am eu dau întrebare. Câte procese verbale s-au făcut pe sanitarie în anul 2010? 3 procese verbale. Nu portim. Iată, portim activitate. Eu vă spun, nu-i normal. Ce s-a lucrat pe voastră normal, eu vă spun, da, descoperirea crimilor foarte bine. Bravo, iată aici, înțeleg că veți descoperi pe atâtea crime. Eu, desigur, eu nu pot spune, înțeleg, că aveți și doi inspectori a poliției criminale. Eu nu pot spune, înțeleg, care, dar cu care mele, iese de două crime pe lună descoperit de sectorul dumneavoastră, asta e normal. Și normal de substanțe narcotice. Într-adevăr, bravo voi ați activat în anul 2010, 7 cazuri ați depistat în Strășeni, asta e normal. Pentru că noi, într-adevăr, tineretul, de-aia am început și în stânga și în dreapta cu drogare. Dar eu vă spun că nu normal, că eu la noi sunt dragă de spus, eu mă trăi pe huliganism rund, câte procese verbale, nu și alte contravenții administrative. Dați mai reteme o dată la procesul verbal. Eu am văzut la cunoșteți o schimbă și de stat. Adică cerințele Ministerului Fașului nu spus să fie procesele și aș putea de câte luni, mai multe luni este de sus. Adică cu accentul pentru educația societății. Pentru că la noi este profilaxie. Profilaxie. Dar asta nu înseamnă deodată proces verbal. E pedepsit. Conștiți? Este codul contravențional unde amiezele, vânzările de stradă, de exemplu, la 4.000 în sus. Uitați la femeie și care vin de sticlă de 1,5 litru de lapte, marginea drumului, cu viața maximală. Și a sunteți atunci care e în stradă e dar reproșează, dar aduceți-o la secundă, sunteți cu scopoar. E plânge și că genunchi. Mă scuzați, eu pur și simplu am spus de sanitarie. La noi Strășeni plini cu noi și noi vin procese verbale. Puligărizi, mă rog, câte să... Asta, deci 33. 33. În fiecare zic eu proces verbal, de-a câte erau aici, în centru, unde la supermarket. În fiecare sară, puligărizi, mă rog, chestii.